Dimineața, medicația anticovid mărește glicemia la diabetici. Este motivul pentru care timp de 3 luni după infecție, bolnavii trebuie sprijiniți. Specialistul va ajusta din mers tratamentul care țintește afecțiunea. Cu alte cuvinte, va crește dozajul de insulină. Orice boală acută crește glicemia. Toți acești hormoni de stres și tot acest cadru sunt factori de risc pentru apariția toleranței alterate la glucoză. În general, diabeticilor, când sunt obosiți, când sunt bolnavi sau când au o problemă acută de sănătate, cum ar fi o gripă, le crește oricum glicemia. În plus, în faza acută a bolii COVID-19, pacienții diabetici primesc dexametazonă, un antiinflamator. Dexametazona cu pregădere crește glicemia. Ea este un antiinflamator, e extrem de util, determină, cum am spus, o creștere a necesarului de medicație uneori și uneori chiar instituirea insulinoterapiei pentru a aduce bolnavul într-un echilibru metabolic bun. Pacienții diabetici care au trecut prin COVID au nevoie de ajustarea tratamentului cu antidiabetice în următoarele 3 luni. Glicemiile se normalizează prin respectarea strictă a dietei. Eu, mai ales când am de-a face cu glicemii foarte mari, păstrez în general doar pâinea pacientului, scot orezul, cartoful, grișul, pastele, păstrez câte 2 felii de pâine la fiecare masă, 2 cănd de iaurt de lapte și 2 fructe. După boala COVID, mergeți mai des la medicul specialist. Unele clinici private fac teste rapide SARS-CoV-2 gratuite pentru pacienții cronici. Atât pentru astăzi, vă aștept și mâine cu informații din sănătate explicate pe larg. Ne găsiți pe știrileprotv.ro. La revedere!